Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, la cafea, împreună cu colega Denisa de la Butoane. În dimineața aceasta vom face o emisiune care zic eu că are un titlu ofertant. Se cheamă Comasarea comasaților pe uroi. Adică, trebuie să vorbim un pic și să mai lăsăm deoparte diplomația despre această chestiune a alegerilor comasate, într-o parte, dar mai ales despre cei care s-au lăsat comasați. Așa de mult le place să fie comasați, încât efectiv nu-și dau seama că și-au pus o rachetă sub valiză și și-au dat foc la valiză singuri. Da, probabil că le convine lucrul ăsta, pentru că, spre deosebire de marea parte a populației care plătește impozite în lei, acești domni își fac calcule în euroi. Și nu euroi așa de doi bani. Euroi, euroi. Ce aflăm noi zilele astea? Aflăm că vom exporta în continuare mobilier înspre NATO. Adică, ieri, cel mai tăcut și meditativ și plimbăreț președinte al României s-a gândit să anunțe că va candida pentru șefia NATO. Cum spuneam, noi mobilier, care stă undeva, îl pui acolo și e ok, am exportat și înainte, mai ales spre zona Rusiei, am mai exportat și în altă parte. E, acum exportăm mobilier decorativ și spre NATO. A, că nu va ajunge la NATO, că ăla de la luminița, de la cu luminița de la capăt tunelului a zis nu, îl punem pe olandez, că ăla oricum vă disprețuiește pe voi. Au zis și englezii la fel, și francezii la fel. Deci mai contează, contează că noi am arătat că avem marfă de export. Ducem mobilier spre NATO. Solid mobilierul, sfățuit bine, dat cu lac, care știe să și vorbească la o nevoie. PSD-ul acesta. Deci îl trimitem spre NATO. Când n-ajunge la NATO, e treaba lui și a noastră, e adevărat. Dar oricum nu putem face nimic. Ah, că el de fapt țintește o altă poziție, un președinte, ceva pe la Europa, pe acolo, ca să fie unde să existe și avion, să existe și o sinecură, neuroi, e ok. Dar să-l lăsăm pe Tov președinte, produsul nostru de export spre, împreună cu o parte din bugetul pentru cheltuieli militare, pentru că să nu uităm, domnia sa este un om care își ține cuvântul. A promis că face cheltuieli militare? Păi le-a făcut. Dar trebuie să avem și noi cu ce să ne apărăm. Adică, de veselul, de veselul, dar în rest trebuie să avem și noi un pic de avioane, un pic de... Mă mir că nu avem mai multe submarine. Eu propun un submarin pe Dâmbovița. Ar fi interesant. Bun, mergem mai departe. Cei doi frumoși șefi de partide, Cioșiciu, parcă văd o chestie cu o bandă de desene animate, Cioșiciu în politica românească. Adică Ciolacu și Ciuca. Cioșiciu. Cei doi au lăsat să apară pe surse cum va arăta lista comasată la europarlamentare. Și pentru că ei sunt niște gentlemen, asta o știm cu toții, deci băieți finuți, obraz subțire, au zis, bă, hai să punem o doamnă prima pe lista noastră. S-au uitat ei prin partid așa și au zis, na, zice, nouă ne trebuie o doamnă cu ținută, să nu ne pierdem noi firea așa în Parlamentul European.
Nu, ne trebuie o doamnă cuținută, o doamnă adevărată, o doamnă așa. O să o rog pe colega Denisa dacă poate să ne pună pe doamna Ramona. Să ne o pună pe doamna. Uite, doamna Ramona, uitați-vă la dânsa. Uitați-vă la dânsa. Ea este cea care va deschide ca un crucișător lista comasată PNL-PSD la europarlamentare. O să ziceți ce, uitați acolo, o femeie adevărată. Da, da, numai că nu e a lor. Nu e nici a noastră. Această femeie ar trebui să-și tatueze pe frunte un nume, Ursula. Ursula este femeia care, cum să vă spun eu, a fost pusă de Ursula, cea de la Europa, să guverneze România. Sau mai bine zis, să controleze guvernarea României. Fiind, ca să spunem așa, un fel de mini Vyshynski în variantă europeană. Nu mai știți cine e Vyshynski? Hai bre, nu mă lăsați. Păi nu țineți minte că era unul care făcea pe ambasadorul Uniunii Sovietice în România? Bă, te acupă unul în masă. Această doamnă, domnișoară, șefa reprezentanței Comisiei Europene, are părere adevărate. Ea, de la începuturile activității ei, a fost clar. LGBT-ul, îi sprijinim. Păi nu trebuie să îi sprijinim LGBT-ul. Sprijinim și drepturile de femeie, aici n-am nicio problemă. După care, acum când e pe funcție de mini-guvernator gubernial, dacă nu știți ce-i gubernie, căutați într-un dicționar cu trimitere spre Rusia, da? Aceasta a zis, ce vrei voi românii? Cum adică? Cum? Legile Uniunii Europene sunt prioritare față de legile voastre. Adică cum? Ce vreți voi? Adică vreți în Europa și cu legile voastre? Păi bă, dar ce voi sunteți Ungaria? Dar ce voi sunteți Franța? Dar cine sunteți voi, mă? A, că o cheamă și pe ea, cu nume românesc, Ramona Ghinea, n-am nicio problemă. Dar ea ne-a pus clar, da, Uniunea Europeană este pe primul plan. Această doamnă i-a comasat pe ceilalți în spatele ei și deschide lista. Frumos. Până la urmă, frumos de frumos. Avem o reprezentantă care, probabil după ce va fi aleasă, îl va aduce consilier personal pe Florin Răducioiu, fotbalistul. De ce? Ca să învețe de la el când vine în România și este întrebată ceva, să răspundă, comisii dice la voi, grebla, puc. Pentru că în CV-ul domniței acesteia nu apare nimic legat de ceva privitor la tradițiile acestui popor pe care ar trebui să le apere în postura de europarlamentar. Comisii dice la voi, la noi se dice comasate. Comasate se dice la noi pentru că noi suntem români. Nu avem noi alte probleme. Mergem mai departe cu comasații ăștia. Ca să înțelegeți cât de frumos va fi în campania electorală, vreau să vă prezint un cuplu de comici vestiți ai europarlamentarelor. Domnii Mihai Tudose și domnul Rareș Bogdan. Dacă, uite că i-o găsit, Denisa. Deci, acești doi domni vor fi, țineți minte, pe listă comună, unul cu celălalt. Probabil vor merge de mânuță, cum se mergea în rând la grădiniță, unul cu celălalt, îi vor îmbrăca și în uniforme de europarlamentar. Lui Rareș îi va împrumuta domnului Tudose un papion, vă dați seama ce bine, uitați-vă la fața lui Tudose, cel mai, în culoare mai închis, așa, cu papion,
Iar Tudose îi va împrumuta o cămașă descheiată domnului Rareș Bogdan. Și vor merge de mânuță din județ în județ și vor spune: vai, ce frumos suntem noi și vrem la Europa. Noi vrem la Europa. De ce? Că noi suntem comasați și noi vă aducem vouă lapte, brânză, ouă și facturi și datorii. Da, voi ne votați, ne votați și plătiți. Asta e, băieți buni. Da, ca să ne întoarcem la Comesidice, să vedem ce ziceau acești doi nevinovați politicieni români, patrioți, cu papion, ceas din ăla adevărat și cu alte chestii, ce spuneau ei unul despre celălalt. Păi, domnul Rareș Bogdan a zis, printre altele, că a zis multe despre domnul Tudose, că în timp ce parlamentarii, europarlamentarii liberali se luptau pentru fermieri, domnul Tudose era la bufet. Ideea era că era la bufet să mănânce. Asta spunea domnul Rareș Bogdan. Adică, suntem și noi stilați. Când s-a vorbit de legea pensiilor, domnul Mihai Tudose l-a atacat pe domnul Rareș Bogdan. Și ce a spus, printre altele, duc că-i haios? Sunt consternat că nu știu pe ce fond au fost făcute declarațiile lui Rareș Bogdan. Adică, cam care era starea lui de agregare? Poate dimineața s-a trezit sub impulsul unui film sau unei benzi de desene animate și a pus, chiloții peste pantaloni, pelerina și a început să zboare peste blocuri. Ar fi bine să citească referitor la creșterea de pensii. Știu că e forcu citit, dar măcar să încerce să citesc acest proiect de lege. Deci, acești doi domni care se binecuvântează unul pe altul, să stuche pe cumpisoii în România, acești doi domni vor merge împreună de mânuță în același avion, își vor deconta împreună cheltuielile. Băi, nea Mihai, cum vine aici, mă? Cum e cu decontul aici? Că tu le ai pe astea cu deconturile, cu notele de plată, nu știu ce. Eu o plătesc cu cardul, știi, zice Rareș. La care Mihai zice, hai bă, lasă bă, punem pe unul, bă, luăm pe unul să ne facă deconturile. Hai, bem și noi ceva care să ne întrețină starea de agregare. Ăștia sunt oamenii care vor fi pe listă în spatele doamnei Ramona. Țin minte, parcă era o carte, un film celebru cu Ramona, numai că nu ea, ci noi. Da, ca să înțelegeți cum e, cine vrea să uite, dă Ramona căutare, film, carte și o să vadă cum e cu Ramona. Cred că e și carte și film. Bun. Deci, ăștia sunt ai noștri europarlamentari. Dar nu că mai avem, ci că ni s-a spus așa. Dom'le, lista asta este făcută cu cei mai buni reprezentanți ai PSD și PNL care vor merge în Parlamentul European. Nu mai contează în ce grup. Că noi penetrăm peste tot cu ai noștri. Când te uiți pe propunere din lista aia, o vezi pe doamna Grapini, zisă și Maria, sau Maria zisă și Grapini. Dom'le, un om adevărat, a fost europarlamentar. Când apare la televizor, se sting luminile în platou, când vorbește, zici că asculți o femeie muzicală, da, nu vreau să vă spun care e bancul cu femeia muzicală, dar această doamnă nu este nici din PSD, nici din PNL. Știți de unde este? Este de la domnul Dan Voiculescu, care este mai puternic decât PNL-ul și PSD-ul, pentru că acum PNL-ul și PSD-ul se duc să pupe ghiulul fostului condamnat, care va fi reabilitat în curând și va primi totul înapoi, fostului om din securitate, care are antenele. Păi și dacă are antenele, nu trebuie să-și pună și el
oamenii lui la europarlamentare, că doar reprezintă România. El, prin antene. Așa că doamna Maria Grapini va primi un loc acolo, spun toate sursele, și din partea PSD-ului, cum ar veni. Iar PNL-ul, având în vedere că el este de dreapta și este un partid care nu face compromisuri de niciun fel, o va pune pe listă pe o jurnalistă, eu sub, de la București ceva, așa, o va pune pe listă la europarlamentare pe loc eligibil, pentru că este jurnalistă la Antena 3. Domnul Voiculescu, dar domnul Voiculescu e și penelist, și pesedist, și este și PUS-list, pentru că de fapt el are un partiduleț acolo, PUSL, în care îl are pe nemțeanul nostru Piedone, care Piedone negociază și el. Bă, stau bine în sondaje la București, da. Păi, mamițica voastră, păi dacă stau bine și vreți să nu candidez, să o las pe... Ajungem imediat. Să las pe cine vreți să puneți voi la București. Păi bă, dar nu uitați, eu am un băiat. L-am făcut parlamentar în mandatul trecut. Dar nu uitați să-l treceți pe un loc eligibil și la parlamentar acum. La voi, nu la partidul meu, că eu nu știu dacă iau. Și am și o fată. Bă, cred că ea asta bine europarlamentar sau ceva pe acolo. Ca să înțelegeți cum funcționează mecanismul. Bun. Lăsăm comasații ăștia, că deja ne comasează mințile. Dar e frumos, nu? Cei mai buni oameni ai României vor fi europarlamentari. Nu vă mai spun de alții, că m-am săturat. Bun. Și acum să mergem. Cică ieri, așa printre picături, după ce domnul care condamnă PSD-ul pe toate drumurile și acum îi comasează cu PNL-ul, deci după ce și-a anunțat candidatura, a luat-o asumată în numele nostru, al poporului român și al României, am aflat că onor comasații, PNL și PSD, nu mai pot să-și pună candidat comun la București. Că să vezi, doamne, i-au încurcat sondajele. De parcă pe ăștia i-ar fi încurcat vreodată vreun sondaj. Nu, doamne, nu. Că dacă îl punem pe, dacă o punem pe Firea, nu votează peneliștii cu ea. Și vezi, doamne, că nu o să-și poată burduji buzunarele. Așa că noi, PNL-ul, zicem că mai multe șanse are domnul Sebastian Burduja. Uite, aoleu, mulțumesc, Denisa. Deci, domnul Sebastian Burduja, vedeți, se uită un pic așa, dintr-o parte, întrebător la ăștia, adică, cum adică, bă, v-ați gândit voi vreodată că Firea ar putea să candideze mai presus de mine? Păi, zice, eu am adus României numai bine. Nu mai bine. Păi, haideți să ne gândim un pic cât de entuziasmați vor fi bucureștenii să voteze un ministru al energiei care este, ne anunță de pe acum așa cumva, bă, români, vedeți un pic, că gata cu subvențiile și se vor duce facturile de 3 ori. Când te duci la vot, când o să afli asta, pui de 3 ori ștampila, nu odată. Păi îți dai seama, ce fericire pe tine, îți plătești factură de 3 ori mai mare. Putem aduce și alte realizări din zona asta. Cum e cu energia pe cărbune, cum e cu energia pe gaz, cum e cu gazele, cum e cu transportul energiei. Da, lăsăm astea. Rămânem la primul punct. Cum poate să-și închipuie o coaliție că un ministru care a girat niște lucruri în energie care au efect direct în buzunarul românului va fi votat cu entuziasm la București? Bă, ori fi bucureștenii aia mai deștepți ca toți. Dar și aia plătesc.
Vom trăi și vom vedea. Dar trebuie să ne scoatem pălăria în fața celor care reușesc să-l aducă pe Sebastian Burduja în asemenea poziții. El a fost menit de mic să ajungă mare. E ok, își urmărește țelul cu un vers și un are, na, că fac și rime. Foarte ok. Din punctul lui de vedere și a celor care îl ajută. Îi pun la temelie marmură, borduri și alte chestii ca să poată să crească. Conturi, etc. Dar dacă un asemenea personaj politic va fi votat cu entuziasm, înseamnă că avem noi o problemă de percepție sau nu mai contează ce votăm, contează ce se citește după vot. Altfel, este un personaj extrem de inteligent, o inteligență rece, calculată și care este făcut, școlit să ocupe funcții publice. Probabil că a fost nefericită ideea de a-l pune la energie, unde a moștenit de la un alt, de la un liberal, că e greu să spui că Sebastian Burduja este liberal, el este un implant în Partidul Național Liberal, un implant mai mare, dar e greu să spui că e liberal. Aducem aminte de pe vremea când făcea pacturi prin zonă și critica partidele politice vechi. Da, puteți merge la conferința de presă de la ITM, mă întreabă cineva din redacție. Deci, dar să-l pui pe vot, pe listă, să, așa mi se pare un pic cam aiurea în momentul ăsta. Da, cine știe. Și acum să ajungem la ei noștri, la locali. Asistăm în ultima perioadă la tot felul de rocade. PNL-ul renunță la candidatura lui Ion Rotaru când a aflat că Ion Rotaru a negociat cu PSD-ul, da? La Borlești se anunță candidatul PSD care este fost primar și actualul primar PSD se duce la PNL cu viceprimarul și tot așa. Asistăm la un fel de salată băf politică în care niște ingrediente sunt când scoase dintr-un loc și pus în altă parte și tot așa, în funcție de gusturi sau dezgustibus. Dar hai să fim un pic primarii, ăia vechi, gen Rotaru, au un miros specific. Ei amușinează foarte clar lucrurile. PDR, PDL, PSDR, PNL, PD, PNL, PSD, PSD, PNL, PSD. Cam ăsta a fost parcursul lui Ion Rotaru. Până la urmă, omul candidează că îi se permite. Cum obține și voturi, este treaba lui. Problema de fond este, pentru noi care ne uităm așa, Ion Rotaru, care a avut un mandat, care a avut mandat de primar la Piatra Neamț decent, cu multe lucruri făcute. După ce s-a mutat la Alexandru cel Bun, s-a schimbat în multe. A avut, cel puțin față de o parte a populației, a locuitorilor din Alexandru cel Bun, o atitudine, hai să-i spunem, mai neortodoxă. A avut și un proces care n-a spus că e nevinovat. Până la urmă ce a făcut? Și-a angajat și el fiica cumva prin cineva la o instituție în care el avea o funcție.
Este el un model pentru un primar actual? Păi, oameni buni, nu vă supărați, este. Nu și-a angajat decât fiica. Se pricepe la administrat contracte publice? Păi se pricepe. Uitați-vă ce se scrie, ce se face. Și atunci, de ce să nu fie el recuperat de fiecare dată? Atâta timp cât aduce și voturi. Mergem la Borlești, ca să nu... Păi la Borlești cine? E domnul Mutu și cu domnul Puică. Domnul Puică a fost primar și a trebuit să recunoască învins de Agenția Națională de Integritate pentru că a vrut el musai în timpul unui mandat să ocupe o funcție și s-a făcut acolo. Era o chestie clară de incompatibilitate, conflict de interese, cum vreți asta. Domnul Mutu, actualul primar, a ajuns pe lista PSD-ului pe vremea când dicta Ionel Arsene și el, domnul Mutu, avea o legătură, ca să spunem așa, de serviciu cu Ginel, cel care era apropiatul lui Ionel Arsene. De fapt, acum la Borlești, nu avem o chestie cu PNL și PSD. Avem o chestie cu orgolii din PSD. Mutu trebuie dat deoparte pentru că era omul lui Arsene și vine Puică, care este un apropiat al lui Ciprian Șerban, care nu poate fi considerat prietenul lui Arsene. Asta e tot. Și cam așa merg lucrurile în toate UAT-urile. Mă rog, nu acolo unde sunt deja primar de drept, aia nu mai discută. Nu interesează foarte mult. Asta este imaginea pe care ne oferă politica noastră locală, națională și, ca să spunem așa, de nivel european. Cum spuneam, comasații, sau cum am spus titlul emisiunii, nici nu mai știu, oricum, ideea este că noi stăm pe lei și ei joacă pe euroi toți. Să fie primit. Cele bune, numai bine. Să ne vedem cu bine mâine dimineață. Dacă ajunge domnul Andrei Carabelea, vă dați seama că vom avea ce să ascultăm. Numai bine.